Salut, drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea! Tocmai ce a trecut Paștele și, bineînțeles, că a venit și iepurașul de Paște. Un iepuraș anul acesta, așa, care mi-a adus câteva lucruri de la mine pentru mine. Mi-am cumpărat câteva produse cosmetice și produse de make-up pe care vreau să vi le arăt imediat, însă au ajuns un pic mai târziu, deci după ce a trecut Paștele, pentru că mi-am comandat toate produsele online și durează un pic mai mult în această perioadă până ți se livrează produsele, date fiind condițiile în care multe dintre firme își desfășoară activitatea în aceste zile. Așadar, am primit iepurașul de Paște cu câteva zile mai târziu, însă sunt foarte bucuroasă și abia aștept să testez produsele pe care mi le-am cumpărat. Sunt produse noi, nu noi apărute pe piață, ci doar produse nou venite în casa mea, produse pe care eu nu le-am mai folosit până acum, așa că o să le descoper împreună cu voi. O să încep cu această cremă pe care o am în mână, pentru că este și prima care a ajuns la mine și am trișat un pic, în sensul că am deschis-o din momentul în care am primit-o și o folosesc de atunci, de aproape o săptămână. Nu m-am putut abține, am fost mult prea curioasă. Este o cremă de ochi, o cremă hidratantă care conține, printre altele, vitamina C, retinol, mușețel și este de la o firmă nouă, se numește Face Theory. Este o firmă de produse cosmetice pe care eu nu o cunoșteam. Până acum am descoperit-o foarte recent pe internet și am văzut că au așa review-uri foarte bune și păreri pozitive de la clienți, astfel că am zis să încerc și eu un produs de la ei. De obicei, când descoper o marcă de produse noi, atunci primul lucru pe care mi-l cumpăr este crema de ochi. Dacă îmi place crema de ochi, atunci le mai dau șanse și altor produse. Așa s-a întâmplat și în acest caz. A fost și un pic scumpă, însă am zis ok, o cumpăr, o testez și văd apoi dacă mai cumpăr și alte produse, însă surprinzător, așa cum v-am spus, o folosesc de o săptămână și surprinzător funcționează sau face ceva, nu știu, am impresia că zona de sub ochi este mai hidratată și mai luminoasă. Nu știu, nu îmi văd cearcănele parcă atât de intense ca înainte, nu mai sunt atât de roșii, de cenușii, deci zic eu că această cremă face ceva cu zona de sub ochii mei. Așa, ca să mă laud, trebuie să spun că am fost și foarte disciplinată în a aplica această cremă, deci de când o am, am aplicat-o în fiecare dimineață și în fiecare seară și sper să își facă treaba și să nu fie doar în capul meu această părere, așa că o să o folosesc în întregime și o să vă spun părerea mea despre ea cel mai probabil într-un clip cu produse terminate. Trec acum repejor la două produse de păr. Sunt două produse pe care eu le-am achiziționat de pe un site din Germania, pentru că aici în Austria nu le-am găsit. Sunt produsele acestea din gama Key Luxury, sper că am pronunțat bine, și sunt produse pe bază de ulei de semințe negre. Sunt produse pe care eu le știu de ceva vreme, am tot auzit păreri despre aceste produse și mi-am dorit foarte mult și eu să le încerc. Sunt produse, poate dacă nu le cunoașteți, sunt produse de păr din gama surorilor Kardashian sau ceva în genul acesta, dar eu nu pentru aceasta le-am cumpărat, ci datorită faptului că multe dintre persoanele care le-au folosit au fost foarte mulțumite, așa că mi-am dorit și eu foarte mult să le încerc. În principal am vrut să încerc uleiul, deci un ulei de păr cu semințe pe bază de ulei extras din semințe negre și crema pentru coafat. Aceasta este o cremă pe care o aplici pe părul umed și apoi îți coafezi în mod normal părul și spune aici că ar trebui să te ajute și să facă părul mai ușor de coafat, să îl revitalizeze, să îl fortifice și toate lucrurile care sunt scrise aici pe etichetă. Sunt și eu foarte curioasă să le încerc și mi-am dorit foarte mult, așa cum v-am spus, să le am. Pe acesta uleiul l-am și desfăcut și, surprinzător, nu are culoarea neagră. Nu știu de ce mă așteptam să fie un ulei de culoare neagră. Însă este un ulei foarte viscos. Eu am tot încercat produse pe bază de ulei pentru păr și acesta mi se pare unul dintre cele mai viscoase, așa ca și consistență.
Și miroase, are un miros așa care mă duce cu gândul la spa, deci un miros din acesta deosebit, un miros așa luxury, așa cum spune și eticheta, însă sunt foarte curioasă cum o să funcționeze și dacă se potrivesc tipului meu de păr. Și tot de pe același site mi-am cumpărat și două oje de data aceasta, una este de la Nail Perfect, are 11 ml și este în nuanța 042 Happy Molly. Sinceră să fiu, parcă mi s-a părut un pic diferită nuanța pe site atunci când am comandat-o, însă normal, așa se întâmplă în cazul în care nu vezi produsul față în față. Este oja pe care o am acum pe unghii, pentru că am și încercat-o, o am de două zile, nu rezistă foarte bine, nu cred că mă mai ține o zi, se și ciobește, însă ceea ce mi-a plăcut este faptul că se aplică foarte ușor și se usucă foarte repede, cred că în 5 minute aveam unghiile uscate, iar cea de-a doua este de la Pupa și nu știu aici, nuanța cred că este V281. Sper că am zis bine. Din ce mi-aduc eu aminte pe site, era gen o nuanță camuflaj, în sensul că are așa particule care reflectă lumina în mod diferit. Arată așa un pic ciudat, este o miniatură, are doar 5 ml și când am desfăcut-o, este așa sclipicioasă și m-a dus cu gândul la ojele acelea mici din kiturile pentru fetițe. Cam așa arată această ojă. O să văd dacă îmi place atunci când o aplic pe unghii și dacă rezistă. De pe Notino mi-am cumpărat două palete de farduri de ochi. Una este aceasta de la NYX. Este în culori așa de violet, roz și se numește Mystic Petals. Este o paletă care are 10 farduri, termen de valabilitate 24 de luni și spune aici că este MPSP01 Midnight Orchid. Deci cred că aceasta este nuanța, pentru că cei de la NYX au mai multe palete de genul acesta. Eu am luat-o pe aceasta cu nuanțe de roz. Nu știu de ce în capul meu așa stă faptul că mi-ar sta bine cu aceste nuanțe. O să încep să le folosesc, să mă machiez cu ele. Văd că sunt și nuanțe mate și nuanțe sidefate și o să vedem pe parcurs dacă îmi plac și cum o să reușesc să le combin. Este prima dată când folosesc farduri de ploape de la NYX și așa că nu pot să vă spun părerea mea să văd dacă sunt bune sau nu. Trebuie să le testez. Și o altă paletă este cea de la I Love Revolution sau I Heart Revolution, nu știu cum se pronunță corect. Vine așa într-o cutie de carton și ea arată foarte, foarte drăguț, este ca un avocado și are nuanțe, bineînțeles, din acestea de verde, albastru. Sunt în majoritate nuanțe care strălucesc. Nu știu ce a fost în capul meu de a-mi cumpărat-o. Am zis că dacă tot sunt la început în domeniul acesta, să încerc cât mai multe nuanțe și cât mai multe palete și să văd ce iese și cum le combin. Nu prea mă pricep să combin și nu prea am inspirație. În fine, această paletă se numește Tasty Avocado și are 18 nuanțe. Apropo, dacă vă pricepeți, v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii cu ce culori să mă machiez, cu ce credeți că mi-ar sta bine și ce combinații aș putea să fac folosind aceste palete de farduri. Și tot de la Notino mi-am cumpărat și un produs din acesta, un Dita Mai Butoiașul. Este de la CeraVe și este un cleanser, deci o soluție de curățare pentru piele normală sau uscată, ce conține 3 ceramide esențiale și acid hialuronic. Este fără parfum și este o cantitate destul de mare, 473 de ml, o să-mi ajungă sigur jumătate de an. Îmi place să folosesc genul acesta de produs în duș atunci când mi spăl și fața și sper să mă înțeleg bine cu produsele acestea de la CeraVe. Restul de produse pe care o să vi le arăt în continuare sunt de la DM. Mi-am cumpărat câteva lucruri așa noi pentru mine. Și o să încep cu această apă micelară. Este o apă micelară de la Neutrogena din gama Hydro Boost.
Este o apă micelar pe care eu nu am mai folosit-o, însă am folosit produse din această gamă de la Neutrogena și am fost foarte mulțumită de ele, așa că am zis să încerc și apa micelară și să văd cum funcționează. Și pentru că tot mi-am propus așa să mă machiez și să învăț să mă machiez, mi-am cumpărat și câțiva bureței. Mi-am cumpărat 3 din aceștia mici de la Ebelin, din gama proprie de emului. Nu știu, m-am gândit să îi folosesc pentru zona de sub ochi când aplic anticearcănul, însă acum când îi văd că sunt atât de mici, nu știu cât de îndemânatică sunt eu să folosesc acești bureței și sper să îi folosesc și să nu ajungă printre jucăriile fetiței mele. Un burete de data aceasta mare, însă tot de la DM, de la Ebelin, este și acesta, spune aici, cu de precizie, pentru că este tăiat într-un fel, cred, sau nu știu de ce. În fine, o să-l testez și o să văd dacă este bun. Și încă unul de la Catrice, de data aceasta spun ei că este un burete Triangle Artist. Deci și acesta este un pic diferit. Și, nu știu, o să le încerc, nu le-am mai folosit până acum, o să văd dacă mă descurc să le folosesc. Mai am și două produse de la Catrice de data aceasta. Unul este un primer, Prime and Fine Aqua Fresh Hydro Primer de la Fresh It Up. Este cu apă de bambus, așa spun ei, deci este un primer pe care teoretic ar trebui să-l aplic înaintea machiajului. Și cel de-al doilea produs este un spray de acesta de fixare pe care trebuie să-l aplic după ce mă machiez. Cel puțin așa înțeleg eu că se folosesc aceste produse. Iar spray-ul acesta este hidratant cu aloe vera, cu ulei, cu pantenol și cu ceai de matcha. Nu știu, nu am mai folosit produse de genul acesta, poate ar trebui să-l folosesc acum, să văd, sper să nu se întindă machiajul pe care l-am făcut și să funcționeze. Și miroase așa un pic ca dezinfectant, parcă, sau nu știu, am folosit atât de mult dezinfectant în ultima perioadă, miroase a farmacie, da, farmacie, mă duce așa cu gândul la farmacie, însă sper să-și facă bine treaba și să nu mă trezesc până la sfârșitul videoului am fața așa plină de machiaj și mi s-a întins peste tot. Nu știu, sunt curioasă să văd dacă funcționează și dacă mi se pare că există o schimbare când îl folosesc. Am un produs de păr pe care mi l-am comandat de la DM și este această mască de la L'Oreal. Este din gama Eau Magique. Și este, spune aici, o mască balsam care îngrijește în profunzime și este cu miros de cocos. Ia să văd dacă miroase bine. Da, nici nu am desfăcut-o. Este prima dată când o desfac și miroase foarte bine a cocos. Nu știu, o să văd, o să o folosesc și o să vă spun părerea mea și dacă se potrivește pentru nevoile părului meu. Încă două produse de make-up mai am aici tot de la DM. Unul este un rimel sau o mascara. Este pentru a întoarce genele. Așa cum v-am spus, eu nu îmi place să am genele foarte încărcate, ci îmi doresc doar ca ele să fie curbate și să aibă așa o formă drăguță. Și acesta spune aici că este pentru a întoarce genele și pentru a-ți deschide ochii. Ia să vedem, are o periuță. Ok, are o periuță din aceasta nu foarte încărcată, cu peri foarte subțiri. Îmi place. Cred că o să îmi placă acest rimel, deși nu l-am folosit, dar după periuța pe care o are, cred că pot să îl aplic cu ușurință. Și cel de-al doilea produs este de data aceasta un produs pentru sprâncene și este o mascara, un gel mascara pentru sprâncene. Sincer să fiu, este prima dată când folosesc genul acesta de produs, așa că am zis să îmi achiziționez unul din marca aceasta propria de emului, să nu coste foarte mult, să văd dacă știu să-l folosesc și dacă îmi place. Nu îmi doresc să am sprâncenele așa foarte conturate, ci îmi doresc să le așeze și să stea fixe acolo în poziția lor. Ok, are o perie din aceasta, cred că care trebuie să le pieptene sau să le așeze foarte bine, însă cred eu că are o nuanță un pic cam deschisă, deși dacă îmi aduc bine aminte de pe site am comandat cea mai închisă nuanță, însă este un maro închis, nu este negru. O să văd dacă funcționează și dacă se potrivește culorii sprâncenelor mele.
Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt, l-am lăsat la sfârșit așa pentru că este și foarte drăguț. Arată ca un ou de Paște și este acest set de mini rujuri mate de la Essence. Dacă mă uit aici pe etichetă, este nuanța 01 Sugar Shock. Din ce mi-aduc aminte, pe site puteai să comanzi 3 seturi din acestea, iar culorile rujurilor din interior erau diferite și cred că numărul acesta este al pachetului în sine, deci nu pentru fiecare ruj în parte, și scrie că sunt 4 rujuri mate mini. Sunt foarte, foarte drăguți, are așa o fundiță foarte cute. Și se desface acest ou, iar în interior sunt cele 4 rujuri, sunt nuanțe diferite, sunt foarte, foarte mici și foarte drăguțe. Mi se pare o modalitate foarte bună de a încerca rujuri noi și nuanțe noi de rujuri și apoi dacă îți place ceva, poți să cumperi și varianta mare și mi se pare și foarte drăguț așa de luat în geantă, pentru că nu ocupă spațiu mult, deși la cum sunt eu, sigur o să-l pierd pe acolo prin geantă și nu o să-l mai găsesc o perioadă de timp. Sunt rujuri în nuanțe așa, câteva, două sunt nuanțe de nude și un roșu și unul un pic mai oranj. Acesta a fost cadoul meu de iepuraș de anul acesta. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă și vouă v-a adus iepurașul atât de multe produse de make-up. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșit și până data viitoare, vă pup, pa, pa!